de soluțiile anticriză. Domnul Oajda este prin telefon alături de noi. Bună ziua! Bună ziua! Ce plănuiți, domnul Oajda, cu această acțiune propusă astăzi, înțeleg? Deci este o dezbatere publică pe care am convocat-o cu scopul de a discuta cu cât mai mulți eșeni, având drept finalitate stabilirea unei platforme comune cu priorități minime pe care guvernul trebuie să le respecte pentru a asigura redresarea economică a României. Sunt conștient că trecem printr-o perioadă de criză economică, printr-o perioadă grea, atât pentru țară cât și pentru toți oamenii, dar cred că sunt o serie de măsuri care trebuie luate într-o anumită ordine. Domnul Oajda, dumneavoastră aveți niște nemulțumiri personale de a-ți pornit această acțiune, acest demers? Că bănuiesc că de undeva vine ideea asta. Da, nu pot să mă supăr pe dumneavoastră că speculați, sunteți om de presă. Nu, eu sunt parlamentar, discut cu foarte mulți oameni și consider că este de datoria mea să organizez o astfel de dezbatere în momente dificile ca acesta, astfel încât poziția mea să fie una corectă și aceea de a reprezenta corect interesele celor care m-au ales. Asta este scopul pentru care organizez această dezbatere. Sincer, cam câți oameni credeți că vor veni? Pentru că în ultima vreme cetățeanul s-a obișnuit cu ideea că el nu prea mai contează. Ce contează pentru un partid, de cum își formează sistemul clientelar. Mă rog, politicienii iau procente semnificative din salarii și apoi se adresează tot ei așa superior, dojenitor. Câți dintre oamenii din Iași mai cred că venind la o astfel de acțiune și propunând ceva, adică alocând timp și energie, s-ar și putea rezolva? Este foarte greu să spun câți oameni vor veni la această acțiune. Pe de altă parte, nici nu pot să procedez altfel. Cine... Simțiți pulsul, cunoașteți, vorbiți cu oamenii în condițiile astea, ar trebui să și știți dacă ei sunt nemulțumiți, dacă sunt liniștiți și stau acasă? Eu știu că sunt nemulțumiți pentru că organizez în repetate rânduri dezbateri cu oamenii care m-au ales. Deci cel puțin mâine iar am la ora 13 în Alexandru o dezbatere cu oamenii lângă Biserica Sfântul Nectarie în parc. Rolul este același de a vedea care sunt nemulțumirile oamenilor, atât pe plan național cât și pe plan local. Sunt multe nemulțumiri, nemulțumiri diverse. Minimalizez acțiunea, dar sincer, ce sperați să facă domnul Boc cu acea scrisoare deschisă pe care intenționați să o redactați la sfârșitul acestei dezbateri și în ea să treceți propunerile omului de rând? Păi vă spun eu ce intenționez să facă. Deci primul pas pe care ar trebui să-l facă domnul Boc înainte de a trece la reduceri de pensii și salarii este să le taie veniturile foarte mari ale privilegiaților pe care i-au generat toate guvernările de până acum și pe care guvernarea de astăzi încă nu i-a eliminat. De pildă, avem în ministere secretari de stat și directori, membri în consilii de administrație la diverse societăți sau companii naționale care încasează sute de milioane de lei pe lună. Avem la instituțiile financiare oameni care încasează miliarde pe lună venituri, chiar dacă sunt sub formă de salariu, nu. Aceștia sunt cei care prima dată ar trebui să le fie plafonate veniturile și apoi după aceea să vorbim de ceilalți. Pe de altă parte, cred că este o greșeală și nu cred că se va întâmpla să se intervine la pensiile de sub 10 milioane, având în vedere că această sumă este o sumă de subsistență și reprezintă banii de pâine, medicamente și întreținerea pensionarilor. Cred că pensionarii au muncit pentru această sumă și sigur că se poate merge pe o idee a diminuării, să zicem, dar nu a pensiilor sub 10 milioane, ci numai a celor mai mari și numai cu afectarea, să zicem așa, a sumei care este peste limita aceasta, sau fie așa alta, dar oricum nu se poate umbla mult în jos la această sumă.